În perioada 7-16 mai se va derula în județul Sălaj o acțiune de probă a desfășurării recensământului populației și ale locuințelor. Numărătoarea oficială a populației de pe teritoriul României și a anumitor caracteristici demografice și sociale se va desfășura în perioada 22-31 octombrie. Este primul recensământ al populației după aderarea României la Uniunea Europeană, ultimul datând din anul 2002. Sloganul numărătorii din acest an este "Pentru că fiecare contează". Recensământul de probă se desfășoară în municipiul Zalău și alte 3 sectoare din mediul rural. Scopul acestei acțiuni de probă este testarea modului de organizare și a metodologiei de cercetare. Reușita cercetării depinde de responsabilitatea cu care cetățenii răspund la întrebări. La nivelul județului Sălaj, în perioada 7-16 mai, va avea loc o probă a desfășurării recensământului general al populației și al locuințelor.